Odată cu adoptarea normelor, primăriile vor putea dispune eutanasierea câinilor maidanezi din adăposturi dacă nu au fonduri suficiente pentru întreținerea lor și spațiul necesar. Deși legea a fost promulgată pe 25 septembrie, în lipsa normelor metodologice, ea nu a putut fi aplicată și câinii au continuat să umble cu zecile de mii liberi pe străzi. Însă, în ședința de guvern de pe 11 decembrie, legea a fost aprobată cu ultimele modificări. Astfel, actul normativ vizează scăderea numărului câinilor maidanezi de pe străzile orașelor și posibilitatea adoptării a unui număr mare dintre aceștia. Este o lege care are ca scop reducerea numărului de câini maidanezi. În același timp mai are iar un scop de adopție de către cetățenii, oamenii iubitori de animale, oameni care vor cu adevărat să aibă un câine. Lucru care la noi în România, mă rog, e mai rar, dar sunt și cetățeni de genul acesta. În același timp, câinii care sunt capturați la nivel de localitate pot fi adoptați și de către persoane străine. Legea poate fi aplicată din momentul în care aceasta este publicată în Monitorul Oficial. Totodată, actul normativ prevede ca fiecare maidanez să fie microcipat și să fie înscris într-o bază de date. Partea bună a legii este că iubitorii de animale au mai multe șanse să adopte un câine chiar dacă nu îl pot lua acasă. Una dintre prevederi le dă posibilitatea la adopție și persoanelor din alte țări și ONG-urilor în numai 14 zile. Potrivit purtătorului de cuvânt al Direcției Sanitar-Veterinare Giurgiu, se va recurge la eutanasierea maidanezilor doar în cazul în care animalele nu sunt revendicate, nu există spațiu și posibilitatea de întreținere sau din alte motive obiective.